Două femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc luni pe raza satului Voratec, oraș Salcea. Cele două femei erau pasagere în cele două mașini implicate în accident. Unul dintre șoferii implicați în accident era băut, deși nu el a provocat accidentul. Evenimentul rutier a avut loc luni în jurul orei 11. Din cercetările poliției rezultă că un șofer în vârstă de 46 de ani din Voratec, Salcea, din ce conducea un autoturism pe strada pe piniere din Văratec, a ajuns la intersecția cu drumul județean 290, nu a acordat prioritate mașinii conduse de un șofer în vârstă de 30 de de ani din Hățești, care rula pe direcția Salcea Verești, cele două mașini intrând în coliziune. O femeie de 38 de ani și una de 22 de ani, pasagere în cele două mașini, au fost preluate de ambulanță și transportate la Spital Județean Suceava, fiind diagnosticate cu traumatisme ușoare. În urma verificării cu etilotestul a rezultat alcoolemie doar în cazul șoferului care rula pe drumul cu prioritate, respectiv 0,34 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cu privire la accidentul rutier, polițiștii au deschis dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cât despre șoferul băut, acesta va scăpa cu amendă și permisul reținut, alcoolemia fiind puțin sub concentrația care atrage răspundere penală.